O adevărată groapă de gunoi a apărut pe dealurile de lângă localitatea Șchia. Câmpul este acoperit de tot felul de gunoaie, de la deșeuri menajere, haine, ambalaje și peturi, până la anvelope sau materiale de construcții. O adevărată groapă de gunoi a apărut aici, la marginea localității Șcheia, pe acest teren viran. Sunt deșeuri care au fost aruncate aici de localnici, dar și de alte persoane. Sunt deșeuri menajere, sunt ambalaje, peturi, cauciucuri, resturi de materiale de construcții, resturi de mașini, piese de mașini, toate sunt aruncate pe acest teren viran, iar deșeurile sunt și purtate de vânt și sunt împrăștiate pe toată această suprafață. Groapa de gunoi a fost descoperită de un sucevean pasionat de off-road, care se plimba cu mașina pe dealurile de lângă Șcheia. Bărbatul a filmat gunoaiele și le-a publicat pe Facebook. În imagini se poate observa și un grup de persoane care tocmai descarcă gunoaie dintr-o căruță în apropierea unui cartier de case. Imaginile surprind și mai mulți copii care se joacă printre gunoaie. Autoritățile s-au autosesizat după publicarea imaginilor. O echipă a Comisariatului Gărzii de Mediu Suceava s-a deplasat marți la Șcheia pentru a verifica situația. Totodată, primarul comunei Șcheia, Vasile Andriciuc, a anunțat că va demara o campanie de salubrizare a zonei și că, în cel mult 2 săptămâni, situația va fi rezolvată.